crezi că va arăta moda viitorului? Și când spun moda viitorului, mă refer peste 100 de ani, cel puțin. Nu cred că vor exista hainele convenționale. Cred că este vorba despre ceea ce în momentul de față nu ne putem imagina. Și cred că e foarte apropiat de acele scenarii science fiction. Cred că va fi foarte minimalistă. Va fi foarte redusă la câteva piese, dar foarte tehnologizate. Încă de pe acum se dezvoltă materiale care, prin care trece aerul, care lasă pielea să respire, care își aduc aminte informații despre corpul utilizatorului, de exemplu. Există două scenarii, unul care mă îngrozește absolut, în sensul că există șansa să ne îmbrăcăm toți la fel cu haine de alea pătrat pe care eu le urăsc din suflet, sau din contră cred că oamenii o să participe din ce în ce mai mult în procesul de creare a hainelor și o să vedem din ce în ce mai multe haine personalizate. Dacă mă gândesc la moda viitorului, am în cap tot felul de filme SF. Apăsăm pe un buton și ni se acoperă pielea cu o peliculă, ne schimbăm culorile cu o telecomandă. Sper ca totuși să omul să rămână om și manufactura să rămână manufactură. Metalul și astea rămân pentru Dorothy și pentru vrăjitorul din Oz. Există deja materiale futuriste și anume sunt acele piese vestimentare care îți schimbă temperatura corpului, care au LED-uri și schimbă lumina. Vom ieși goi din casă cu niște chipuri și alea vor crea impresia că ești îmbrăcat. Pălările cum crezi că vor arăta peste 100 de ani? Senzațional! Cred că toată lumea va purta pălării, pentru că este un vechi semn de putere și lumea va înțelege lucrul acesta și își va pune un ornament care să spună exact cine. Cred că gențile în următorii 100 de ani vor fi realizate din praf de stele și le vom cumpăra de la extraterestri. Moda este ciclică, ea revine. Nu cred că vom avea neapărat o modă a viitorului. Cu cât vom înainta mai mult, cu atât ne vom dori să purtăm chestii mai retro. Așa că e posibil să fie exact ca în prezent. Și ceea ce este în prezent să fie un must-have pentru viitor.